CFR câștigă într-un meci cu multe, multe lucruri, multe elemente de vorbit alături de Bogdan Săia și Ion Crăciunescu. Din fericire, cred, de arbitraj, nu foarte mult. În fine, ori fi, dar lucruri de amănunt, nu chestiuni care au schimbat da, soarta meciului. Nu, lucruri, nu chestiuni care... Dar am văzut și inclusiv duelul, ca să nu uit, duelul dintre... sau dialogul, cum vreți, fotbalistic, între Ceiu și Pătria. Pătria îl diblează pe Ceiu în careu, la una dintre ultimele faze, la 1-1, pe care mingea revine la Ceiu și Ceiu îl trimite un pic după, cum se zice, pe țigări, pe Pătrila, într-o alunecare, într-o fentă foarte frumoasă. Excelente lucrurile astea, îți place să vezi fotbal de nivelul ăsta și cred că CFR Bogdan, chiar dacă nu domină, arată că nu se predă. Asta mi se pare foarte bine acest lucru și arată că își creează ocazii. Da. Și că până la urmă insistă până la gol. Și au creat, e normal să fie așa. Sunt fotbaliști care sunt conștienți de valoarea lor și își doresc până la sfârșit să da, ducă meciul. Dar trebuie să și poți. Adică de putut pot. La un moment dat mi s-a părut că le cade un pic moralul către final, spre minutul 80, dar și-au revenit mai apoi. Se păi, poate întâmpla și asta. Să... Nu știu, eu nu... Te poți să-mi imaginezi un jucător cu atâta experiență cum are Deac, dacă făcea Petri la penaltiul ăla... Da, dumneavoastră, n-am vrut să începem cu asta. Ăsta este OZN-ul acestui meci. Da, e ceva incredibil. E obiect... Adică în suprafața... OPN-ul meciului, obiect fotbalistic necunoscut. Atât de... să faci un fault atât de clar și atât de aproape... Nu-i hai să mai vedem că... Că o să zică lumea, domne, stai că trebuia să-i dea și roșu. Nu. Dar este un fault... Nu, este galben, nu are niciun fel de problemă, nu poate să fie de roșu. Nu, dar mai dar a fost foarte aproape de așa ceva. Da, Bogdan, tu ai înțeles ce fără? Deci se duce și intră în el, pur și simplu. Într-o minge ce? Care era ce? O recentrare sau eu știu ce? Ce putea să fie? Să te duci să sari direct în el? A, arbitru îi dă pentru proteste, probabil. Nu i-a dat de prima dată. Pentru faultul în sine. Nu l-a văzut, oare? Ba da, l-a văzut. Se vede că există intenție de a intra în el. Cred că se gândește că contactul pe care le are de maniera asta, datorită faptului că și jucătorul celor de la Clinice, nu știu cine e, bine, capitan de echipă, nu știu, încearcă să joace mingea, se gândește că, cred că asta se gândește, că dacă au contact dacă au contact în momentul în care mingea este între ei doi, nu o să dea penalti, dar Dumnezeu, felul în care intră... Păi stai puțin, aia nu luptă cor la cor. Nu, de ce le contezi, pe ce vorbi? Eu încerc să spun mă gândesc ce a fost în mintea lui și de ce a făcut lucrul ăsta. Putem să credem că a fost un blackout de moment, că el n-a știut ce face acolo, pentru că un jucător cu experiența lui Dea, care a făcut suprafața de pedeapsă, nu lucruri importante în viața asta. Eu cred că tu ai dreptate. Un blackout, el nu și-a mai dat seama că e suprafața de pedeapsă. A uitat de asta. Și ce a zis? Fac un fault aici decât să dea asta cu capul mic. Dar vedeți că el vine și pe aia îi spune, dar ce poți să-i spui arbitrului la știu? Că ce? Păi de-aia îi dă galben, că îi reproșează că n-a făcut fault. Nu, dar nu cred, că el îi reproșează totuși, nu îi reproșează vehement. El consideră că e luptă cor la corp, asta nu e luptă cor. Da, asta. Eu cred că asta... Cum să fie corp, nu că la experiența lui Deac, eu nu cred că el poate vreo fracție secundă să-și imagineze că asta e luptă cor la corp. E un jucător corect, așa mi-e îmi place de el, dar ei chiar nu l-am înțeles, nu știu, nu... Nu, eu asta cred. Foarte curios să pricep ce a vrut să... A zis bine, dacă la un jucător fără experiență nu te mai întreb, da, că da. Bun, n-are experiență, asta s-o fi precipitat, s-o fi pierdut cumpătul. Dar la Deac nu poți să-i... Omul ăsta are o tonă de experiență. Poate că ar fi avut anumite circumstanțe atenuante dacă încerca să joace mingea, dar se vede clar că nu încearcă să joace mingea, intră direct în adversar. Se pune de fapt, e clar, nu avem nicio... Avem toate elementele. Da, e ca și cum ar fi disperarea unei finale de Cupa Mondială în care scapă spre gol cineva și tu te arunci, bun, iei roșu, iei habar n-am, dar nu dă gol respectiv, cel puțin din primul. Dacă ar fi să trag o concluzie așa pentru mine, mie mi se pare că victoria CFR-ului este una indiscutabilă. Au avut ocazii și în prima repriză, puteau să deschidă scorul, au avut câteva ocazii. Golul a fost foarte frumos. Nu știu că au avut mari. Clinceniu, da, păi n-a avut. Au avut situații care puteau să devină ocazii mari, dar au fost. Bun, da, ziceți că e meritată, dar puteți fi egal liniștit meciul ăsta. Da, bine. Păi în fotbal se întâmplă multe. Păi în momentul în care ajungi în ultimele minute să joci și să o faci cu
o anumită disperare, pentru că nu mai ești chiar atât de lucid și duci fazele de o altă manieră, fiind sub presiunea timpului, se poate întâmpla foarte ușor. Bine că a avut forța de acces să ducă. Tu ai zis că CF va înscrie, pentru că întrebări, era o presiune, cost, dar se putea să nu scrie. Și aici, golul ăsta lui Petrila, poate că mulți ar gândi că e o execuție simplă. Vi se pare simplă? Nu e simplă deloc. Și nu e pe piciorul lui. Da. E și într-un unghi destul de închis, ajunge forțat la minge, dă din alunecare, dar lovește mingea foarte bine. Și, da. Pe mine m-a și unde trebuie să duce, adică nu doar pe poartă, dacă se duce pe jos, în principiu poate să o scoate. Da. E imparabil, în vincul ăla. Pe mine m-a bucurat faptul că că Deac a reușit să centreze la golul lui Latovleviș, pentru că probabil că era o presiune asupra lui incredibilă. Da, dacă se termina 1-1, da. Sigur că avea un set de conștiință, probabil, să își reproșa. Dar nu cred că... Și interpretări de la unii care... Ce poți să-i spui lui Deac? Adică pentru greșeală, pur și simplu. Sau da, chiar pentru un lucru pe care nu înțelegi. Asta nu are voie să facă. Da. El nu are voie. Da. Trebuie să se uite atent la ea, da, să vadă dacă are voie să o facă vreodată. Să uită la adversar, uite când e mingea în aer, exact, că dacă lochește, îl vede, să uită la el și sare în el. Asta e cel mai... Te nebunește, că nu înțelegi ceva. Când nu înțelegi realmente deloc o chestie, care altfel are loc într-o mare de lucruri logice. Greșite, reușite, dar logice toate. Asta este blackout, un punct negru. Ce a vrut să facă Ciprian la faza asta? Poate are cineva vreo explicație. Blackout în sensul că a ajuns să facă penalti. Dar eu asta cred că a gândit. Că poate să aibă contact de o anumită manieră, mingea fiind în joc și să nu fie interpretat penalti. Dar felul în care intră... Înseamnă că nu-și cunoaște forța. E disproporționat clar. Da. Și plus că mingea nu urmărește mingea deloc. Se duce direct în adversar. Exact ce spunea și domnul Crăciunescu, se uită întâi la el și apoi îl lochește și îl lovește. Da, a fost chipul lovit. Da. Părea așa o fază de, nu știu că Nosy Rules este așa în fotbal acel australian, care sunt niște faze, placaje de la... ceva de genul ăla, că aici măcar în rugby nu poți să faci ceva. O chestie de genul ăsta, că pare un placaj târziu, o chestie, pentru că mingea nu mai era în posesia respectivă, știi? De aceea, da. Dar de ce insistăm? Pentru că putea să determină meciul. Dar să-l auzim pe Latovleviș, care până la urmă face să basculeze destinul acestei partide în favoarea CFR-ului. După un joc care nu prea ne-a reușit în Gibraltar, nu mai contează că a fost sintetic, vânt și toate cele. Important e că am câștigat aici și pregătim meciul viitor, care trebuie să-l tranșăm cât mai repede la început. Sper. Probabil mai trebuie să mai aranjați și anumite lucruri, să mai puneți la punct anumite lucruri prin apărare, pentru că deja luați gol meci de meci, un lucru neobișnuit pentru CFR. Dacă am început mai mult să atacăm, normal că mai lăsăm spații, dar eu sper să jucăm un joc, să jucăm un fotbal frumos, ca să atragem cât mai mulți suporteri, pentru că din păcate, realitatea este că nu avem atât de mulți oameni în tribune pe cât ar trebui, cred eu. Și sper cu jocul ăsta să fim atractivi ochiului și să... Bineînțeles că e important să și câștigăm, dacă nu câștigăm degeaba. Să vină cât mai mulți oameni și să câștigăm. Vă place mai mult această variantă? Mie unul îmi place, normal. Dar, mă rog, echipa a avut un stil... aparte față de... Consacrat câțiva ani. Da, și nucleul e același de bază. E normal să fie restul care venim. Suntem un fel de piciorușe care se adaugă. Aveați nevoie și de o schimbare? În ce sens? După atâția ani în care v-ați apărat. Nu știu, la mine e al doilea an, dar trebuie să întrebați pe cei mai vechi de aici. Cu siguranță e greu și pentru ei, mă gândesc, ca să se adapteze la alte lucruri, cum ar fi mai mult să atace știind ce au de făcut mai mult în defensivă, să meargă pe contra-atac sau, mă rog, care a fost înainte tactica, dar sunt convins că sunt jucători maturi și pot să se adapteze. Asta e cel mai important. Cum veți aborda următorul meci? Asta să întrebați pe domnul Jumodică. Eu zic că, din punctul meu de vedere, cred că și ar trebui să punem presiune cât mai repede pe ei ca să stăm liniștiți.
Aveți emoții după ceea ce ați trăit în Gibraltar? Sau considerați că sunteți echipa mult mai bună? Eu, unul personal, nu am emoții, dar în teren este cu totul altceva. Deja îmi dau cu pumnul în piept în afară când nu se știe cum dorm la prânz, ce mănânc. Se poate schimba multe lucruri, cum mă simt. Mulțumesc! E control antidoping, din câte am înțeles, la acest meci. Foarte bine că se întâmplă așa ceva și ar trebui să se întâmple cât mai des. Apropo, sunt într-adevăr, colegul Lucian m-a făcut atent la faptul că sunt 4 meciuri, 4 victorii ale oaspeților în această etapă. Aia era totul, să vezi, Argeș, UTA 0-1, Mioveni, Rapid 0-2, Voluntari, Botoșan 0-1, cea mai devreme aia, și Clinceni, CFR 1-2. Marius și Mudică. Bună seara, domnule Șumudică, felicitări pentru această victorie. Ați trăit periculos și în această seară. Da, putem spune că am trăit periculos, dar nu era în concordanță cu ce s-a întâmplat în teren. Deci, practic, am dominat tot jocul, chiar dacă jucăm din 3 în 3 zile. Ați avut ocazii? Fizic, ne-am dus peste adversar. Nu e ușor să revii de la 1 la 1. Practic au ajuns o singură dată la noi în careu, iar luăm gol dintr-o fază fixă, din penalti. După care am dominat și cred că am avut o sumedenie de ocazii. Trebuie să fim mai concentrați să marcăm. Mă bucură foarte mult exprimarea jucătorilor, mă bucură foarte mult dorința lor de victorie și mă bucură foarte mult că ajungem acolo, nu ajungem întâmplător și ne creăm foarte multe, foarte multe ocazii. Să ajungi să-și centreze mijlocașul dreapta, să apară fundașul stânga pe bara opusă să marcheze lat-o, înseamnă mult. Iar am fost inspirat, nu să mă laud acum, și am fost inspirat, l-am schimbat pe Petrila din partea dreaptă, l-am dus în partea stângă și marchează. Acasă l-aduc din partea dreaptă, din partea stângă în partea dreaptă și marchează. Acest copil va crește, exact cum v-am spus, va crește și cred că va fi unul dintre surprizele acestui campionat și cred că în scurt timp va valora și el o sumă destul de mare. Dar nu vă deranjează și aceste greșeli din partea unui jucător experimentat? Mă gândesc la Undea, care a făcut acel penalti, putea să vă coste. A mai fost și o degajare a lui Bălgrădean, dacă nu mă înșel. Se întâmplă, nu poți să fii perfect, se întâmplă. Cipri probabil n-a văzut adversarul, s-a dus mai mult. El este un tip care caută contactul tot timpul, este un tip care lucrează foarte mult la sală, care îi place tot ceea ce face să facă prin forță și probabil n-a fost atent. Dar a făcut un joc extraordinar, după aceea a dat o centrare de gol, o centrare senzațională. Gândiți-vă că Ciprian are o vârstă și este jucătorul care l-am folosit cele mai multe minute, joacă aproape non-stop și nu este ușor nici pentru el, dar îl felicit și îmi felicit toată echipa pentru abordarea acestui joc. O să vedeți Clinceniu, o echipă bună, o echipă care de la meci la meci crește și care va pune probleme multora care se vor deplasa aici. La prima vedere, care este starea lui Buena? Pentru că ar fi o pierdere importantă în cazul în care ar avea. Eu sunt foarte mulțumit de Ciobotariu cum a intrat. Deci Ciobi astăzi a intrat senzațional. Sestor a jucat foarte bine. Avem soluții. L-am odihnit pe Grahovaț. Deci avem soluții, avem un lot foarte bine structurat. Cu ajutorul conducerii am făcut lucrul ăsta. Avem un finanțator în numele lui Năluțu Varga, care a făcut tot ceea ce ține de el din punct de vedere material. Să aducă jucători precum și Ali Beg și o să-l vedeți și pe Denis că va crește de la meci la meci. Deci avem soluții. Asta e important. Asta înseamnă o echipă campioană să-ți ofere soluțiile necesare pentru a câștiga. Sunt mulțumit de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, de toți oamenii care sunt lângă mine și am spus-o de la început, de la femeia de serviciu până la ultimul om din club. Simt că suntem o familie și numai așa vom reuși. Știți că nu sunt omul care să perii sau să fac ceva de genul ăsta, dar atâta timp cât ai finanțatori precum Neluțu, cât Marian Copilu, cât toți cei care sunt alături de ei lucrează la acest proiect și îți dau această liniște, pentru un antrenor nu este foarte greu. Ce se întâmplă cu Debeliuc? Își dorește să plece? Am văzut niște declarații date în presă. Nu știu, mă gândesc, poate îl sperie la un moment dat concurența aceasta, că l-ați adus pe Ali Beg. Nu, Debeș astăzi a făcut un joc foarte bun. Un jucător care ține de minge, un jucător care îți câștigă duelurile aeriene, un jucător care mi-a marcat două goluri, l-am folosit
folosit și astăzi, fiindcă lui Denis nu puteam să încep cu el titular, a trebuit să-i dau minute, nu-l cunoaște echipa, vine după doar 10-12 zile de pregătire în Turcia și atunci am preferat să-l odihnesc și pe Bilel. Le va veni rândul la fiecare și sunt ferm convins că toți cei trei își vor aduce aportul la rezultatele pozitive ale acestei echipe. Vor fi meciuri în care chiar voi folosi doi atacanți și atunci nu știu care ar fi problema. Cred că a fost interpretat greșit, scot din context și nu am nicio problemă. Pentru mine Debeliuc este un jucător foarte bun, un jucător care ne-a dat șansa să privim altfel returul de acasă cu cei de la Lincoln. Cum îl veți aborda? Ca să nu mai aveți emoțiile pe care le-ați avut în Gibraltar. Nu, va trebui să câștigăm jocul, va trebui să facem orice, niciodată nu voi sta la adăpostul acestui 2-1. Vreau să câștig acest joc, vreau să mă calific în conference în prima fază, după care ne gândim și vom pregăti meciul cu una dintre învingătoarele dintre Slovan Bratislava și Young Boys Berna. Suntem în grafic, pentru mine suntem doar la golaveraj acolo cu Rapidul, chiar am ajuns să mă bat pentru primul loc cu Rapidul, este ceva straniu pentru mine. Suntem în grafic, v-am spus încă o dată, avem două victorii, suntem la un pas de calificarea într-o grupă, în grupele unei competiții europene, practic ce-și dorește mai mult un antrenor, plus că jucăm un fotbal plăcut și un fotbal care după acea repriză nereușită din Gibraltar, astăzi am dovedit că suntem o echipă care putem reveni și putem arăta un fotbal chiar spectacol, creându-ne atâtea ocazii de a marca. Mi-aduc aminte și bara lui Rodriguez și adică ajungem acolo unde trebuie foarte ușor și datorită calității acestor jucători țin să le mulțumesc încă o dată. Mulțumesc! Da, păi sperăm să treacă, evident, de Lincoln. Apropo, aici nu mai contează, e dezavantajat oarecum CFR cu golurile în deplasare, că nu contează, de exemplu, dacă are 1-0, să sperăm că nu, Lincoln vreodată încerce să se trece la prelungiri. Apropo de Petrila, dacă ar fi la FCSB, cât ar valora acum? 180.000 de milioane. A, asta mă zic. Mă luase cu palpitații, 180.000 de ce? De 180 de milioane. De diamant? Între 150 și 180, uite, hai să fiu mai temperat. Am înțeles. Să luăm o pauză, revenim cu alte reacții și comentarii.